Zi neagră pentru mehedințeni. În doar câteva ore s-a produs și cel de-al doilea accident, de această dată în localitatea Hinova. Accidentul s-a soldat cu o victimă care a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul produs la intrare în localitatea Hinova s-a produs din cauza nerespectării distanței în mers. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție pentru efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc accidentul. În ziua de 21.04, în jurul orelor 15, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule ce se deplasau pe sensul de mers Șimian-Calafat, iar în apropiere de intrarea în localitatea Hinova, s-a produs un impact între aceste două autovehicule, în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a unuia dintre cei doi conducători auto. Unul dintre șoferi își mărturisește nevinovăția, spunând că celălalt șofer nu a semnalizat la timp, astfel impactul a fost inevitabil. Eram în coloană și mergând, eu am avut cel puțin 60-70 de metri, l-am observat că am o țară mai târziu și a semnalizat târziu, deoarece nu are voie să oprească aici, că liniile continue. Și n-am mai avut ce să fac. Deci impactul a fost inevitabil. Nici dânsul n-a fost de vină. Eu am pierdut momentul să frânez. Am observat târziu că mi-a semnalizat și n-am mai putut să mai reduc. Am fost în coloană, aceeași viteză am avut eu, aceeași viteză a avut și el. Numai că el a pus frână ceva mai brusc aici. Fiul victimei transportate la spital îl acuză vehement pe presupusul vinovat, întrucât autoturismul tatălui său a fost aruncat în șanț la o distanță de aproximativ 100 de metri față de locul impactului. Am încetinit, venea de la turnul Severin, am încetinit aici așa să-mi dea niște acte și nici n-am apucat să oprească și dânsul a venit cu viteză, a dat în el din spate, l-a aruncat la 100 de metri, cum se vede. Probabil că nu l-a observat târziu. Asta e, altă soluție, dar nu știu să mai facem. Bine că s-a întâmplat așa și nu s-a întâmplat mai greu. Putea să vină un tir din față să urce pe el, vă dați seama. Asta a fost, n-a fost altă problemă, n-a intenționat absolut nimic. S-a încetinat o țâră, s-a dat pe avare și între moment dânsul nu l-a observat. Credeți că din cauza vitezei s-a petrecut acest accident? Da, din cauza vitezei, datorită faptului acest drum. De la ieșire din Hinova și până la intrare în Șimian, se circulă peste 100. Nici o mașină. Exact, nu se. S-a semnalizat foarte corespunzător, a fost foarte clar totul. Problema a fost datorită vitezei și vizibilității foarte târziu. Traficul rutier a fost îngreunat pe o distanță de aproximativ 10 km. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea motivului exact al producerii accidentului.